În urmă cu nici o lună, Campus TV a difuzat o știre despre traficul blocat pe alea ce face legătura între strada Pietru Asele și alea Frăsinet. Pentru că alea e îngustă și plină de mașini parcate care vin fie la poliție, fie la școala numărul 11, circulația pe ambele sensuri era practic imposibilă, iar ambuteiajele frecvente. Nu vrei să mă bag dacă nu pot să bag acolo. Să dea în jos, să uite. Domnul nu se poate, deja mașina te-a luat din lovit. Eu nu pot să risc ca să intru acolo. Da, există o cână. Poftiți? Există o cână, te-a spus de mașină. Domnul nu se poate, vă rog frumos, să-ți dați cu spatele. Pe fir a intrat poliția rutieră Buzău, care a propus administratorului drumului din primăria Buzău ca alea cu pricina să devină cu sens unic. Primăria a zis da, iar azi lucrătorii de la Urbiserv au montat indicatoarele. În scopul fluidizării traficului rutier și a prevenirii evenimentelor rutiere, pe alea de acces dintre strada Pietru Asele și strada Frăsinet a fost introdus sens unic. În această vară, poliția rutieră Buzău adună și alte sesizări de la cetățeni pentru fluidizarea traficului din municipiu. Ca și la această stradă, poliția rutieră propune, iar administratorul drumului analizează asemenea propuneri. Sunt în calcul și alte metode de a fluidiza traficul în municipiul Buzău. Mai mulți șoferi n-au sesizat încă apariția semnului interzis și au circulat azi dinspre alea Frăsinet înspre strada Pietru Asele.